tăticu, am așa o rugăminte. Se poate să plec la Iași? Păi nu știu, trebuie să o întrebăm pe mama. Dar tu ce zici, da sau nu? Eu sunt de acord. Ernest, a rămas doar mama să ne dea acordul. Oare mama îi va da voie? Ce bunătate! Voi-ați mâncat zmeură? Lasă tu, mama, zmeură! Se poate să plecăm la lac să ne scăldăm! Tata ne-a permis! Bună idee! Merg și eu cu voi, dar nu mă scald! Hai, Ernest! Adia! I-am dus! Yeah! Super! Ne ducem la scăldat! Dar nu vi se pare că vine o ploiță? Cerul e cam înnorat! Noi ne ducem repede! Da, cam e înnorat cerul. Ce facem, băieți? Face tu panică! Vă zic, dacă vine ploaia, noi de aici nu mai ieșim cu siguranță! Deci, astăzi nu ne scăldăm. Facem un mini picnic. În mașină avem cafeluță, croissant și admirăm natura. Ce? Plictisioare! Tata, ești de acord cu mama? Cam da. Vine ploaia. Hai mai aproape. Wow, ce drăgălaș este! E frumoasă natura aici. Aha. Fă-mi poze! Așa, mama, facem poze. Yo, ce frumos e acolo! E super azi. Ce vrei să faci? Stai aici și nu spune părinților! Eu vin repede! Vezi? Nu e adânc! E adânc un pic! Albe, ce faci? Mă scald! Vezi? Să nu spui mamei! Aici nu e adânc, ia! Stai, tati, spune mai rar. Albe, zineacă! Zineacă, plecăm, repede! Cum așa? Oh.
mami, dă mâna, dă mâna, dă mâna. Dă mâna. Ajută-mă. Albert, să nu mai faci niciodată așa. Ce stresant am fost. Nici nu mi-a trecut prin cap că vei putea face așa ceva, Albert. Albert, mama, tata, îmi pare foarte rău. Mulțumesc, Ernest, că și mi-ai ajutat. Voi să ascultați de părinți. Noi vă spunem pe curând. Pa, pa!